rețeta dumneavoastră de sarmale? Este o rețetă obișnuită, dar din varza care să nu fie foarte, foarte acră. Și ca specialitate eu pun de regulă între rândurile de sărmăluțe din oală, pun câteva bucăți de caizer și de șuncă afumată. Îi dă un gust foarte bun și mai ales deasupra când se termină, pun mai mult bulion și pun de asemenea cimbru și niște foi de dafi și pun de asemenea și niște crenguțe de busuioc. Îi dă un gust extraordinar, vă garantez lucrul acesta. Mulțumesc frumos, o să încerc și eu rețeta dumneavoastră. Noi facem niște materiale. Foaia de varză, cum trebuie să fie? Deci... Foaia de varză trebuie să fie, să nu aibă nervuri mari și de asemenea să fie murată ca atare, adică să fie pătrunsă de... Se poate face și cu foi de varză crudă, dar trebuie să fie... foi destul de moș, nu aibă nervuri la acelea mari. Mulțumim. Eu sunt la văzutul dumneavoastră. De regulă, da, de regulă acolo se prepară, fac din varză murată. Nicolae Unțanu, să-l aplaudăm și să-i mulțumim că este alături de noi. Mulțumim. Prima sarma este gata? Este gata prima sarma. A treia sarma? Eu sunt așa mai încet. A patra sarma, foarte frumos. Să vedeți ce sarmale bune face domnul primar. Ei, și-a luat și ajutoare, domnul primar. Ia uite, o doamnă acolo, ajutoare, nu? O doamnă. O gospodină foarte frumoasă. Ne întrecem. A zis doamna că a făcut de multe ori, am auzit că a făcut de multe ori sarmale cu soțul dumneavoastră, doamnă, nu? Da. A zis cu domnul primar Nicolae Unțanu, n-a făcut niciodată, nu? Haideți să aplaudăm și pe doamna și pe domnul primar Nicolae Unțanu, foarte frumos. Sarmale extraordinare aici, ziua cartofului și a verzei. O zi frumoasă, o sărbătoare frumoasă pentru noi. Ne-a ajutat Dumnezeu și suntem în a treia săptămână de sărbătoare. Și uitați că a apărut soarele, nu mai plouă. Știți că în fiecare weekend a plouat. Ei, uite, acum nu mai plouă pentru că a venit domnul primar să facă sarmale și nu se putea, nu? Așa este. Continuăm. Haideți să vă spun despre această vază. Foarte frumoasă sunt sarmalele, da. Și au o dimensiune perfectă. Am mai văzut prin alte locuri niște sarmale mai mari, altele... Da, de regulă în Moldova se fac sarmalele mai mari. În Moldova și în Ardeal. Și pun mai mult orez și mai mult costițe, sunt mai grase în Moldova. Dar și acolo, în funcție de preferințe. În Ardeal la fel. În partea muntenii se fac sarmalele micetele și frumoase. Îmi plac foarte mult. Și consumat de varză murată. Ultimele cercetări au indicat că în timpul procesului de fermentare se formează o substanță numită Histiotophicianes, care previne preponderent din dezvoltarea cancerului la sân, colon, picat și plămâni. Să vă spun câteva cuvinte și despre cartoful nostru. Vă mai spun câteva cuvinte. Este originar din America, cartoful a fost adus în Europa în secolul al XVI-lea. În scurt timp a devenit mâncarea de bază în Irlanda, felicitările noastre a familiei Mariana și Mihai Călin pentru legendara piață Obor, care arată minunat. Vă mulțumim din suflet!
Thank you.